Salut prieteni! Am adunat pentru voi cele mai nebune momente surprinse de camerele de filmat, așa că puneți un like și să începem! Este o piscină absolut normală din Brazilia, nimic nu prevestește necazul, când dintr-o dată apa din ea pur și simplu dispare. S-a dovedit că fundul piscinei s-a prăbușit complet, toată apa a ajuns la parcare. Zgomotul puternic a speriat oamenii din bloc, dar nimeni nu a fost rănit. Încercând să taie cu drujba un copac vechi și gros, oamenii au văzut că din el a început să curgă apă ca dintr-un izvor. Puțin probabil că înăuntru era atâta suc, dar cine știe? Acesta este un caz similar. Un fenomen rar în Muntenegro a transformat copacul într-o sursă de apă. E un fel de fântână arteziană naturală. Iată ce s-a întâmplat într-o piscină în timpul unui mic cutremur în Nepal. Piscina s-a transformat într-un ocean și oamenii au avut noroc să înoate prin valurile agresive. Un moment absolut incredibil a fost filmat în Mexic. Un stol uriaș de păsări negre se prăbușesc la pământ. În câteva secunde, majoritatea și-au luat zborul, dar restul au murit în timpul loviturilor și au rămas împrăștiate pe pământ. Nimeni nu știe ce a fost asta, dar expertul Ron Mattgall din grădina zoologică din Miami a presupus că ele fugeau de un prădător, iar instinctul de turmă le-a făcut să cadă. Stropitorul cu senzor de mișcare e cel mai bun mod de a speria hoții. Încercarea de a fura ceva valoros din pick-up s-a încheiat cu o evadare lașă. Și în Japonia a apărut un drum muzical, lângă muntele Fuji. Acest bărbat a crezut că este personajul principal al unui film. În plină viteză împinge cu putere ușa cu mâinile. Arată foarte amuzant, dar bine că nu a fost rănit nimeni. Aceste camere de supraveghere au filmat o creatură stranie, asemănătoare cu un om. Se deplasa pe străzi pe 4 membre, la fel ca în filmele horror. Ce a fost asta? Rămâne un secret. Iar acest moment s-a întâmplat în Brazilia, la o fabrică de sucuri. A avut loc o scurgere mare din rezervorul fabricii. După estimarea lor, s-au scurs aproape 2 tone de suc de struguri. Nimeni nu a fost rănit. Compania a raportat că scurgerea a avut loc în timp ce se pompa sucul dintr-o cisternă în alta. Niște bărbați la o stație Peco au încercat să fură o mașină, proprietarul însă nu s-a pierdut și într-un mod special a speriat hoții. Niciunul dintre ei nu a avut de suferit, dar arată foarte epic toată întâmplarea. Pe un râu din statul Maine s-a format un disc uriaș de gheață cu diametru de peste 90 de metri, ceea ce e comparabil cu dimensiunea unui teren de fotbal. Se rotește în continuu la suprafață, iar rațele mulțumite se dau pe el ca pe un carusel. Oamenii de știință explică că astfel de discuri se pot forma din cauza schimbărilor bruște de temperatură. Datorită unui curent de aer, o bucată de gheață se începe a roti, marginile se șlefuiesc și capătă o formă rotundă. Se pare că acest elicopter a realizat o aterizare de urgență pe autostradă aglomerată. Șoferul unui tir nu a calculat distanța și remorca lui s-a transformat într-o sită. În Ungaria, pe marginea drumului, există niște marcaje neobișnuite. Dacă mergi pe ea, începe să cânte muzica, o idee foarte faină, care a devenit virală foarte rapid. Iată încă câteva momente cu ușile din sticlă. Mulți au văzut acest video. Un om cu supraputeri salvează o fetiță chiar în momentul în care trebuia să o lovească mașina, apoi dispare în întunericul nopții. Cum credeți, e adevărat sau e doar un fake? Scrieți-ne părerile în comentarii. Așa ceva văd pentru prima dată. Înțeleg că hoții prin magazine fură chestii fără să fie prinși, dar această femeie și-a pierdut mințile. Ea încearcă să fure o drujbă, a încercat să o bage și din față și din spate. În sfârșit, după ce a băgat-o în spate, a mers la casă. Maestrul l-a furat, n-am ce zice. Încă o altă hoață care a furat poșeta și portmoneul chiar în mijlocul drumului pe o trecere de pietoni, dar a nimerit pe camera victimei sale. Ați văzut vreodată fluidul newtonian? În alte cuvinte, există o variație lineară între tensiunea tangențială și viteza de deformare. La viteze joase, lichidul fluidului funcționează ca un lubrifiant și se deformează ușor. La viteze mari, puterea de frecare crește și materialul se comportă ca un corp solid. Arată foarte neobișnuit. Această ușă de sticlă a decis din senin să cadă peste doamnă. Bine că nu s-a spart. O mașină blindată a nimerit într-un accident. Banii au fost împrăștiați peste toate benzile de mișcare. După cum au anunțat și polițiștii, câțiva saci de bani s-au rupt și oamenii strângeau bani ca nebunii. Dar este o crimă, nu poți face asta. Toți participanții au fost ulterior reținuți. Iată încă câteva momente pe care le vom lăsa fără comentarii. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!